Bine v-am regăsit la un nou video interactiv. Vom face astăzi un video interactiv să aflăm dacă persoana la care țineți vă este sortită, este jumătatea dumneavoastră, dacă vă veți căsători cu această persoană. Specific de la început că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni, am pus 6 variante. Varianta 1 cu pietricica galbenă, varianta 2 cu pietricica verde, varianta 3, pietricica albastră, 4, piatra argintie, 5, piatra albă, 6, piatra roz. Bun, vă voi lăsa câteva secunde să vă alegeți, să vă gândiți foarte bine la persoana pe care o iubiți înainte să alegeți varianta. Bun, haideți să vedem pentru cei sau cele care ați ales varianta 1. Cu pietricica galbenă. Bun, haideți să vedem. Pentru cei sau cele care ați ales prima variantă, din câte observ aici, este o persoană, este o relație binecuvântată. Categoric aveți de-a face cu un bărbat sau cu o femeie destul de greu de cucerit. Este un caracter puțin cam rece, un caracter puțin cam... o persoană mai indiferentă, o persoană mai autoritară, ca să spun așa, o persoană mai... Trebuie să lucrați foarte mult ca să reușiți să faceți această persoană să vadă că aveți intenții serioase cu adevărat. Probabil că putem să vorbim despre o persoană care a trecut prin foarte multe decepții, o persoană care a suferit foarte mult, o persoană care nu mai are încredere în oameni sau nu mai are încredere în... nu mai are încredere că există dragoste adevărată. Deci, categoric, răspunsul, pentru că mi se arată cartea victoriei. Clar, această persoană este jumătatea dumneavoastră. Pentru cei care ați ales varianta 1, victorie. Veți reuși să vă căsătoriți cu această persoană. Este sortit sau sortită dumneavoastră. Este jumătatea dumneavoastră, însă aveți foarte mult de muncă ca să reușiți să ajungeți la inima acestei persoane. Dacă reușiți să faceți acest lucru, categoric veți fi o familie fericită. Va fi o relație binecuvântată, o relație plină de pasiune, plină de... dacă reușiți să faceți această persoană să-și deschidă sufletul față de dumneavoastră, vă va oferi o relație foarte frumoasă, plină de romantism, plină de pasiune, plină de dragoste, plină de afecțiune, însă trebuie să lucrați foarte mult până să ajungeți acolo. Însă veți avea rezultate pozitive, categoric, pentru cei care ați ales varianta 1. Bun, aceasta a fost varianta 1. Haideți să vedem pentru cei sau cele care ați ales varianta 2 cu pietricica verde. Bun. Din câte observ pentru cei sau cele care ați ales varianta 2, cred că răspunsul la pentru voi, cei care ați ales varianta 2, este un poate sau chiar un nu. Văd foarte multe restricții în această relație, văd foarte multe persoane care au intervenit în această relație, văd foarte multe... bariere, văd foarte multe, este ca o povară această relație, parcă v-ați dorit foarte mult și vă doriți foarte mult să fiți cu această persoană, că este vorba de o femeie sau este vorba de un bărbat, vă doriți foarte mult să fiți cu această persoană, însă oricât ați încerca, cred că răspunsul este categoric nu, oricât ați încerca, cred că mai bine din ce mi-arată aceste cărți este să rămâneți la nivelul de prietenie. Deja mi-au căzut două cărți
friendship și prietenia în tarotul iubirii. Deci este clar că trebuie să rămâneți la nivelul de prietenie. Ceva îmi spune că ați încercat să fiți cu această persoană și probabil că ați avut un eșec, că ați ajuns la separare și cred că ați ajuns la concluzia că este mai bine să rămâneți prieteni sau prietene cu această persoană. Pur și simplu nu este sortit sau sortită dumneavoastră. Pur și simplu așa este să fie. Oricât ați încerca, oricât de mult ați ținut la această persoană sau oricât de mult v-ați dorit-o, trebuie să acceptați ideea că veți rămâne doar la acest nivel. Pot să vorbesc aici, poate fi vorba, pot fi mai multe cazuri. Poate fi vorba despre o persoană care este căsătorită și nu poate să vă ofere decât o relație de prietenie și trebuie să acceptați ideea aceasta că nu vă poate oferi mai mult. Sau, de ce nu, poate fi vorba despre o persoană care este, care nu-și dorește o relație serioasă sau pur și simplu nu este compatibilă sau compatibil cu dumneavoastră și preferă să rămână la acest stadiu cu dumneavoastră. Sau, de ce nu, ultima variantă, puteți chiar dumneavoastră, cei care ați ales etalarea numărul 2, să fiți persoane căsătorite și această persoană să fie la rândul lui sau ei căsătorită sau căsătorit și să nu puteți să fiți împreună. Deci, la cei care ați ales varianta 2, este cel mai bine să rămâneți la prietenie pentru că altceva nu se poate. Bun, aceasta a fost varianta 2. Haideți să vedem pentru cei sau cele care ați ales varianta 3 cu pietricica albastră. Bun. Pentru cei care ați ales sau cele care ați ales varianta 3, din câte văd aici este o relație foarte profundă, o legătură spirituală. Clar, această relație va duce la angajament, la căsătorie. Clar. Însă văd că ați avut de trecut foarte multe obstacole cu această persoană și încă aveți de trecut foarte multe obstacole. Probabil că este vorba de faptul că ori este un caracter mai dificil, ori ați avut multe probleme împreună, ori a existat o problemă de comunicare sau de înțelegere, v-a luat sau vă va lua mai mult timp să vă cunoașteți unul pe celălalt. Însă văd că amândoi sunteți două persoane foarte active, amândoi doriți să realizați foarte multe lucruri, amândoi sunteți două persoane foarte ambițioase, de ce nu pot să spun și orgolioase? Amândoi sunteți două persoane foarte spirituale, aveți foarte multe lucruri în comun, numai că doar trebuie să le descoperiți. Ceva îmi spune că în relația asta, chiar dacă ați avut foarte multe obstacole de trecut, veți găsi, cum scrie în această carte, stabilitatea armonioasă, binefăcătoare. Această persoană vă iubește clar și dumneavoastră o iubiți pe ea sau pe el. Clar este vorba de dragoste curată. Pentru cei sau cele care ați ales varianta 3, categoric veți reuși să vă căsătoriți cu această persoană și categoric această persoană vă este sortită și este jumătatea dumneavoastră. Bun, cam asta pentru varianta 3. Haideți să vedem pentru cei sau cele care ați ales varianta 4 cu pietricica argintie. Niște cărți foarte frumoase. Pentru cei care ați ales varianta 4 sau cele, din câte observ aici mi se arată o relație extraordinar de frumoasă. În primul rând este vorba de iubire. În al doilea rând e posibil ca să fiți cu această persoană pe care o iubiți. Deci clar sunteți sortiți, clar este jumătatea dumneavoastră, clar vă veți căsători cu această persoană.
parcă sunteți și parteneri de afaceri sau puteți fi parteneri de afaceri, reușiți să faceți și bani împreună, reușiți să aveți și parte de dragoste și afecțiune împreună, generoși amândoi sunteți, văd că și partenerul sau partenera și dumneavoastră sunteți generoși, văd o relație cu de toate aici, o relație completă, ceva foarte frumos, văd și foarte multe călătorii împreună. Poate este posibil ca dumneavoastră să fi cunoscut persoana aceasta într-o călătorie sau persoana aceasta să vină de undeva de departe, însă văd ceva foarte frumos. Nu este o relație bazată doar pe bani, nu este o relație bazată doar pe dragoste, e o relație bazată pe ambele lucruri. Deci este o relație completă. Văd undeva că vă completați unul pe celălalt foarte bine. Deci clar această etalare pentru cei care ați ales-o vă spune că da, această persoană este sortită pentru dumneavoastră și vă veți căsători. Văd că sunteți și tarotul iubirii mi-arată că sunteți perechea perfectă, ideală. Dragoste la prima vedere. Clar există o dragoste foarte mare și profundă care o simte această persoană pentru dumneavoastră și dumneavoastră pentru această persoană. Deci răspunsul pentru etalarea numărul 4 este cu siguranță da. Haideți să vedem pentru cei care ați ales sau cele care ați ales varianta 5 cu pietricica albă. Aici este puțin mai complicat din câte văd. Văd foarte multă tristețe în primul rând, foarte multe decizii de luat. Tind să cred că persoanele care ați ales această variantă sunteți persoane cu capacități, aveți capacități, clar. Ori aveți premoniții, ori vi se arată în vise ceva anume, ori aveți semne, ori dumneavoastră, ori partenerul sau partenera. Deci clar din ce văd în această etalare, este posibil ca persoana de care ați întrebat să fie ori o persoană căsătorită, ori o persoană foarte infidelă. Din câte văd aici, poate să fie o persoană, dacă este căsătorit sau căsătorită, care alege confortul și situația de acasă sau poate stă cu cineva pentru situația financiară în detrimentul dumneavoastră. În a doua situație poate să fie o persoană foarte infidelă sau infidel. Cineva care nu poate să schimbe caracterul. Pe dumneavoastră parcă vă văd luând foarte multe decizii. Vă gândiți foarte mult înainte și această persoană se gândește foarte mult ce decizii să ia. Însă răspunsul pentru această etalare este că este posibil ca această persoană să fi fost în viața dumneavoastră doar ca să doar ca o lecție, atât. Nu cred că această persoană vă este sortită. Cu siguranță pentru că mi-a apărut această carte Transformarea Benefică Creatoare, trecerea de la această relație la următoarea relație a fost ca o lecție pentru dumneavoastră, o învățătură de minte, ca să știți să apreciați persoana din viitoarea relație. Categoric, nu cred că pot să spun nici măcar poate. Cred că răspunsul este nu categoric. Persoana asta nu vă este sortită și v-a făcut numai să suferiți. Văd foarte multă tristețe, văd foarte multă indecizie, văd foarte multă, nu știu, discuții, certuri, iar parcă dumneavoastră vi s-a arătat, de-aia am spus că probabil că sunteți niște persoane cu niște capacități, pentru că ați primit semne, vi s-au arătat în vise sau ați avut premoniții sau de ce nu clar viziuni, că această persoană nu v-ar fi sortită și că trebuia să terminați sau să terminați cu această persoană. Bun. Aceasta a fost varianta 5. Haideți să vedem și pentru cei sau cele care ați ales ultima variantă cu piatra roz, varianta 6. Bun. Clar persoana de care ați întrebat este sortită pentru dumneavoastră.
Dar este o situație foarte complicată. Este posibil să fie o persoană căsătorită, pentru că mi-a căzut căsătoria și reciprocitatea în iubire. Deci clar persoana asta vă iubește și o iubiți. Însă este posibil să fie un bărbat sau o femeie căsătorit sau căsătorită. Văd foarte multă bârfă aici, văd foarte multă lume care s-a implicat să vă despartă. Văd foarte multă bârfă. Văd că dumneavoastră, cei care ați întrebat, sunteți persoane foarte loiale, persoane foarte bune la suflet, persoane foarte răbdătoare, ca să spun așa. Mi-a apărut și cartea de suport. Clar, ați încurajat această persoană. Clar, ați fost alături de această persoană, probabil că cu suport moral sau de ce nu și financiar, însă, sau probabil că această persoană vă ajută financiar. Însă văd că este ceva necurat în această situație. Este posibil în cazul în care este o persoană căsătorită sau o persoană care pur și simplu are pe altcineva în paralel, să aibă pe cineva care îi face niște lucruri necurate, poate și-a găsit pe cineva care este interesat sau interesată de partea financiară, iar dumneavoastră să aveți probleme datorită acestui lucru. Iar dacă nu luați măsuri în sensul acesta, este posibil să pierdeți această persoană chiar dacă vă este sortită. În mod normal, trebuie să ajungeți cu această persoană la căsătorie. În mod normal, există dragoste, există dedicație, există suport moral, financiar, există... sunteți două persoane foarte inteligente, două persoane foarte... spirituale, foarte mature, însă există această mică piedică, ca să-i spun așa. Deci, dacă veți lua măsuri în privința asta, clar veți fi cu această persoană. Pentru că clar există dragoste sinceră. Bun, aceasta a fost și ultima variantă. Acesta a fost videoul de astăzi interactiv. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.